5 minute. Bună ziua tuturor, dragi liberali, indiferent de unde ați venit, aici, la București. Vă mulțumesc, îi rog din suflet, pentru că dușmanii noștri sunt în afara sălii, nu aici. De luni mergem în unitate totală. Îi rog pe colegii mei de la Brașov, de la Dâmbovița, de la sectorul 3, de la Vrancea și de la Argeș să-i respecte pe toți delegații la congres. Și vreau să vă mulțumesc că ați venit într-un număr atât de mare și că timp de 2 ani de zile ați dus cele mai grele bătălii împreună. Tot împreună trebuie să ducem aceste bătălii, dragii mei. Nimic nu ne desparte. Adversarii, dușmanii sunt în afara sălii, nu aici. Unitate! Dragii mei, mamă, e absolut normal să susțineți un candidat sau altul, se va vedea la vot. Dar nu cred că 5 județe puteți să încercați să rechiziționați o sală, bazându-vă pe bunul simț al celorlalți. Dragii mei, în urmă cu 5 luni de zile am primit invitația și am urmat-o imediat de a mă lătura unei echipe. Și am făcut-o alături de Robert Sighiartău, de Florin Roman, de Alina Gorghiu, de Emil Boc, am făcut-o alături de George Flutur, de Raluca Turcan, de Lucian Bode, am făcut-o alături de toți colegii noștri de la Sorin Câmpian, la Iulian Dumitrescu, de la Alin Nica, la George Lazar, la Bogdan Huțucă, la Miralu Chițac, la ministru Ciucă. Dragii mei, Partidul Național Liberal înseamnă că toți cei de aici suntem împreună. Înseamnă că Ionel Bogdan, înseamnă că colegii noștri de la Botoșani, Costel Șoptică, înseamnă că colegii noștri de la Galați, împreună cu George Stângă, sunt alături de noi. Înseamnă că cei de la Buzău sunt cu noi. Înseamnă că cei de la Călăraș sunt cu noi. Înseamnă că cei de la Satu Mare, cu Adi Cosma, sunt alături de noi. Înseamnă că Ghiță Falcă e aici, Vasile Blaga și toți ceilalți. Înseamnă că Monica Anisie, Sebastian, Pavel Popescu și singurul primar liberal al Bucureștiului, Ciprian Ciucu, este alături de noi. Pentru că Hubert și toți ceilalți sunt cu noi, dragii mei. Dragii mei, Florin Roman, Ion Dumitrel, sunt oameni care au făcut istorie în partid și vor mai face. L-am văzut pe Florin Câțu negociind la Bruxelles. Niciun premier al României nu a făcut ce a făcut el, dând cu pumnul în masă, în fața Ursulei von der Leyen, a comisarului Dombrovskis, a comisarului Gentilomi, pentru ca România să primească cea mai mare alocală procentuală din PNRR pentru infrastructură rutieră și feroviară. Dragii mei, România se schimbă și România trebuie guvernată coerent. Vă rog din suflet, încetați demisia, nu se strigă în această sală că e guvernul nostru. Noi nu suntem pesediști. Pesediștii sunt dușmanii noștri. Noi ne susținem guvernul. Mă bucur, Marcel Vela, că ai ales calea cea bună. Mă bucur, Daniel Buda. Mă bucur că sunteți aici cu toții și că știți ce înseamnă alături de lungul, de Flutur, ce înseamnă democrația într-un partid. Am auzit de-a lungul timpului că a fost un război prea dur. Nu, dragii mei. În Statele Unite, în Partidul Republican, când a fost ales Donald Trump candidat, au fost 18 candidați. Și îl atacau și John McCain, Dumnezeu să-l odihnească, îl atacau și Marc Rubio, îl atacau și Ted Cruz, dar în momentul când a fost nominalizat, cu toții s-au spus în spatele lui. Și așa vă rog să vă puneți în spatele lui Florin Câțu. Cu toții, indiferent pe cine ați votat și pe cine susțineți. Ești un om onest! Ești un om cu bun simț! Dragii mei, eram alături de el când a primit un telefon la Maramureș. Ce avem noi toți? Cel mai sfânt om pe lume, cea mai sfântă ființă, mama! Am fost lângă el.
M-a durut să văd că cel mai dur atac împotriva lui s-a dus inclusiv împotriva mamei sale defuncte. A fost cel mai josnic atac dus împotriva unui om politic. S-a dat mama. De asemenea, am văzut atacuri disperate. Oameni buni, înțelegeți, omul ăsta a lucrat la Banca Noi Zelande, a lucrat la Banca de Investiții de la Luxemburg, are studii în Statele Unite, la Frankfurt. Este un om pregătit să conducă această țară. Noi vorbim de investiții, vorbim de PNRR, vorbim de PNI, vorbim de 80 de miliarde de euro. Niciodată în istoria României, niciun guvern nu a avut șansa 80 de miliarde de euro pentru investiții. Cine vreți să conducă un guvern? Cine vreți să conducă un partid care să investească, să facă reforme? Dragii mei, Florin Câțu va fi primul ministru, va fi președintele acestui partid. I-am făcut o provocare, o provocare pentru cei care și-au luat jucăriile și au plecat. I-am spus lui Dacian Cioloș, azi dimineață de aici, Dacian, întoarce-te, adu-ți jucăriile înapoi și dacă ai curajul să te spui în spatele lui Câțu, să fii condus ca guvern de Florin Câțu, voi veni și eu alături de tine în guvern cu un Florin Câțu premier. Băgați-vă mințile în cap, dragii mei, colegi de la USR și Plus. Oameni buni, România are nevoie de reforme. Nimeni nu ne va ierta dacă nu facem investiții. România are 69% din locuințe neconectate la rețeaua de gaz, 54% la canalizare, 29% la ape. Florin Câțu a fost primul premier și singurul care și-a pus scaunul amezat pentru atât un proiect, pentru primari, pentru cei 1260 de primari liberali, pentru cei 1600 de primari de la alte partide sau de la altele. Dragilor, vom rămâne liberali, vom rămâne creștini, vom rămâne în Europa, în parteneriat cu președintele Klaus Iohannis și alături de dumneavoastră, marea familie liberală, Florin Câțu, președinte! Florin Câțu, președinte! Florin Câțu, președinte! Florin Câțu, președinte! Cu Dumnezeu înainte, Doamne ajută!